Era o perioadă foarte grea. După destrămarea Uniunii Sovietice, au început valuri întregi de migrație, au început să crească divorțurile. Practic, în fiecare familie era câte un copil singur acasă sau rămas în grija unui îngrijitor. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Bine ați venit la o nouă întâlnire cu podcastul Institutului Cultural Român de la Madrid, Mirada sa România. Astăzi, invitata noastră vine de la Chișinău, este vorba despre scriitoarea Valentina Șerbani și întâlnirea cu ea este ocazionată de turneul de prezentare a traducerii romanului său Orașul Promis, în limba spaniolă, ediție apărută la editura Impedimenta din Madrid de curând. Ne bucurăm să putem să stăm de vorbă cu Valentina pe marginea acestui roman și să atingem niște teme interesante pentru literatură, pentru ea și pentru relația specială pe care o are cu scrisul. Bine ai venit, Valentina! Ne bucurăm să te avem alături de noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această posibilitate de a fi la Madrid, dar și la Valencia, pentru a prezenta Orașul Promis publicului de aici. Este prima ta carte. A apărut în 2019 în România, la editura Tracusarte, anul următor la Chișinău. Și a avut deja o traiectorie luminoasă, aș spune, pentru că a primit câteva premii importante, premiul HD, premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, a fost nominalizată la alte premii și sperăm că vor ajunge multe alte premii pe viitor și că, într-adevăr, și traducerea în spaniolă și în celelalte limbi va fi primită cu căldură de public, așa cum se întâmplă deja, mai ales aici, în Spania. Am văzut o reacție pozitivă din partea criticii și din partea publicului. Mulțumesc foarte mult! Da, este primul meu roman și prima dată a fost publicat la Tracusarte în România, după care am scos ediția a doua la editura Cartier. Traducerea în spaniolă e un lucru extraordinar pentru mine. Nu mă așteptam, de mult timp urmăream pe rețele de socializare, dar și în general autorii traduși în limba spaniolă și eram impresionată de această editură de traducătoarea Mariano Ochoa de Eribe și atunci când am aflat că editura este interesată să publice cartea mea în Spania, acest lucru m-a surprins și m-a bucurat enorm de mult. Când a născut acest roman? Are o bază autobiografică? Eu cred că toată literatura este autobiografică, chiar și atunci când scriitorii spun că nu este un roman autobiografic, oricum, undeva la bază este ceva autobiografic. Dacă e să vorbesc despre Orașul Promis, la bază este experiența mea personală legată de pierderea mamei mele și am pornit de la această experiență, dar, în general, este o carte de ficțiune. Este important de multe ori, chiar și pentru cititori, dar și pentru autor, să nu confunde naratorul cu scriitorul, cu autorul, da, pentru că mi s-a întâmplat de multe ori și în Republica Moldova, când cineva citea cartea și după asta îmi spunea, imediat am intrat pe Google și am început să caut Valentina Șerbani, biografie. Încercau să vadă
care este biografia mea, dacă este istoria mea personală. Și ceea ce mi se pare mie un lucru foarte interesant este percepția cărții în spațiul românesc, în Republica Moldova și percepția cărții în Spania, pentru că sunt două percepții absolut diferite. În Republica Moldova, cartea e percepută ca un roman foarte personal, care spune o istorie personală, un roman intim, care se întâmplă în interiorul unei case, care spune povestea unui copil. Și persoanele sau cititorii din Republica Moldova, din România, atunci când fac cunoștință cu această carte, îmi spun de multe ori că se regăsesc în povestea aceasta, simt această singurătate, au cunoscut-o, adică este ceva care a avut treabă și cu realitatea lor. În timp ce în Spania romanul e perceput într-un context istoric și social, ca o familie care a fost atinsă de schimbările sociale și politice a vremii, pentru că acțiunea cărții are loc la începutul anilor 2000, adică după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică și la începutul Moldovei independente, respectiv e la o răscruce de timpuri. Și cum aceste schimbări sociale și politice s-au răsfrâns asupra unei familii. Am văzut de asemenea că au fost făcute comparații sau cel puțin a fost realizată o legătură cu romanul Tatianei Țibuleac și din punct de vedere al descrierilor foarte dure de foarte multe ori al lirismului romanului și poate și pentru plasarea într-o zonă geografică anume. Asta cred că e ceva specific Spaniei, nu știu dacă a fost perceput așa și în alte zone geografice. Am fost zilele trecute la Valencia și am avut o prezentare acolo. La fel, cineva m-a întrebat despre această asemănare, în mod special cu cea de-a doua carte a Tatianei, Grădina de Sticlă, pentru că în cartea Tatianei personajul principal este o fetiță în care e iarăși orfană. În cartea mea, fetița nu este clar dacă urmează să-și mai vadă mama sau nu, dar asemănarea, cred eu, e aceea de context social, pentru că practic are loc la imediat după destrămarea Uniunii Sovietice și același context social în cărțile noastre. De asemenea, un lucru interesant e că în majoritatea țărilor, cel puțin din observațiile mele personale, e că literatura oricum are un anumit fir roșu. Eu odată eram în Franța și lucrasem la un festival literar unde erau invitate țări din spațiul mediteranean și noi ne-am împărțit echipa de la festival să citim diferite cărți din diferite țări. Eu am citit câteva cărți din Spania, am citit câțiva autori din Grecia și am observat, spre exemplu, că scriitorii francezi sunt ancorați în prezent. Ei povestesc despre ceea ce se întâmplă acum. În acest moment, viața și literatura se întâmplă exact în clipa aceasta. Autorii greci, citisem vreo 4 autori greci și când îi citești unul după altul, îți dai seama că cam, chiar dacă sunt tematici diferite, stiluri diferite, ei cumva încearcă să recupereze trecutul lor mitologic, încearcă să reconstruiască această Grecie de cândva. În timp ce în Republica Moldova, literatura tânără mai ales, vorbește foarte mult despre trecut. Nu vorbește despre prezent, nu vorbește despre viitor, dar tratează temele și chestionează temele din trecut, traumele din trecut, traumele transmise din generație în generație, traumele legate de limbă, de identitate, de istorie, adică practic toată literatura noastră se bazează pe niște experiențe din trecut. Încercăm să clarificăm aceste experiențe din trecut, să explorăm trecutul nostru. De asemenea, am văzut că romanul
în România a fost propus la premiile Sofia Nădejde și a fost identificat drept roman feminist. Și pentru că întreaga lume este o lume feminină, există așa cumva percepția masculinității, dar bărbații sunt complet absenți în romanul tău. Tratează de asemenea despre prejudecățile asociate femeilor, despre tema aceasta destul de sensibilă și destul de rar tratată, a esteticii trupului feminin, a senzualității chiar, deși pare că iubirea lipsește complet din această lume. Te identifici cu această percepție? Personajele sunt feminine. Nu sunt bărbați decât în amintiri sau într-un anumit trecut apar acești bărbați. Ceea ce mie mi se pare curios e acest univers feminin care este foarte divers, pe alocuri este foarte blând, dar în foarte multe situații este crud. Pentru că eu am trăit practic înconjurată de femei în Republica Moldova, când am crescut în Republica Moldova, în nordul Republicii Moldova, într-un sat. Și, într-adevăr, mă gândesc că majoritatea acestor femei au fost marcate de aceste schimbări sociale și politice care au avut loc și mamele noastre sau generația mamei mele a fost o generație care a avut nenorocul, să zic așa, să fie tinere la o răscruce de timpuri, când e foarte greu să faci față multor situații. Soacra mea, spre exemplu, care era profesoară de clasele primare, era învățătoare de clasele primare. În timpul ei liber mergea în Ucraina, în Ivano-Frankivsk, ca să vândă mere. Adică era o perioadă foarte grea. După destrămarea Uniunii Sovietice au început valuri întregi de migrație, au început să crească divorțurile. Practic în fiecare familie era câte un copil singur acasă sau rămas în grija unui îngrijitor. Și aceste lucruri au abrutizat cumva oamenii. Ziceam chiar odată că în jurul meu, vecinii sau bărbații din jurul meu, din sat pe care eu îi vedeam prin caleidoscopul meu de copil, erau ca niște melci fără casă. Parcă nu își puteau lua viața în mâini. Inclusiv aceste schimbări au afectat și familia mea. Părinții mei au divorțat, tatăl meu s-a recăsătorit, relația noastră era una neclară, ne vedeam foarte rar, adică parcă și-au pierdut coloana vertebrală. Am un moment din acesta și în carte, într-un arhivarium, pentru că în cartea mea sunt mici insulițe care se numesc arhivarium și într-un arhivarium am descris acest sentiment în care bărbații parcă și-au pierdut ceva din demnitatea lor, în care nu au știut cum să facă față și cum să meargă mai departe. Și am impresia că femeile au putut mai bine să-și ia viața în mâini, au fost în stare să crească copii, de multe ori cu un preț foarte mare. Și ce este orașul promis? Și de ce această necesitate recurentă a visului pe parcursul cărții? Este o lume paralelă? E cumva o metaforă a literaturii chiar? De când mă țin minte, mi-am dorit să inventez un oraș. Chiar am avut niște tentative, să zic așa, mai mulți ani în urmă. Numele meu după căsătorie este Bordian și ziceam să fac un blog de turism literar care să se numească Bordiansburg. Eu așa mă gândeam, acum îmi vine să râd, adică e ceva destul de nostim, dar mi-a plăcut întotdeauna să inventez diferite lumi și în copilăria mea am descoperit miturile, am descoperit literatura, am descoperit în mod special literatura clasică franceză, pentru că eu trăiam într-un sat mic, nu aveam posibilități ca să-mi cumpăr cărți, respectiv aveam acces doar la cărțile din biblioteca școlară și nu știu de ce, dar în biblioteca școlară erau foarte multe cărți a clasicilor francezi. Și atunci când am descoperit
Aceste romane, mie mi s-a părut că e ceva extraordinar, că eu mi-am dat seama că realități pot fi mai multe și că există o lume peste o lume peste o lume. Și eu am fost și acest tip de persoană, mereu visător cumva. Acum nu mai sunt așa visătoare, dar pentru un copil cred că e bine ca să viseze, pentru că visul de multe ori generează și ambiția. Și mi-am dorit de multe ori ca să cresc, ca să merg să învăț la Sorbona. Era un vis pentru mine. Și am aplicat la Sorbona, am luat atunci bursa de masterat, dar se întâmplaseră niște chestii personale, n-am mai putut să ajung. Și a fost întotdeauna pentru mine undeva un oraș promis pentru care eu trebuia să tind, să ajung. Fiind primul tău roman, ai ținut cont sau te-ai inspirat din anumite modele literare sau influențe vrute sau nevrute? Eu cred că influențele chiar sunt vrute și nevrute, adică pentru mine literatura are și această funcție digestivă. Tu mănânci aceste cărți, le consumi și nu știi în ce măsură ele rămân în tine. Eu am avut câteva etape în viața mea, deci prima a fost literatura franceză. Asta cu siguranță e prima temelie a mea. Îmi amintesc că am devorat cărțile lui Alexandru Dumas, practic toate, Diderot, Stendhal, Flaubert, deci am citit tot ce am găsit în bibliotecă, literatura clasică franceză. După care, o a doua perioadă foarte importantă a mea a fost perioada de după universitate, practic perioada de masterat pe care eu făcut-o în trei țări, în Spania, Italia și Franța. Și eu am descoperit literatura modernă, am descoperit în mod special literatura autorilor latinoamericani, care era total opusă și eram obsedată cu această literatură. Și această literatură m-a făcut să visez și în același timp să mi-am dat seama că literatura bună este întotdeauna o literatură dureroasă, o literatură puternică, care nu treci pur și simplu prin ea. Deci am fost obsedată o perioadă lungă cu Mario Vargas Llosa, Márquez, Fuentes, Borges, Bioy Casares, mulți autori latinoamericani. Primul oraș în care am venit în masteratul meu a fost Barcelona și țin minte că din primele zile am mers să vizitez străzile pe care au trăit Llosa și cu Márquez, că străzile lor chiar se intersectau, deci am început să citesc știri în spaniolă, deși nu vorbesc spaniola, dar o înțeleg pentru că citeam multă informație despre această literatură, despre calea lor care m-a inspirat și cum inclusiv zice Llosa în scrisori către un tânăr romancier, trebuie la un moment dat să-ți dai seama că e periculos ca să încerci să imiți pe cineva, ai putea să imiți disciplina, să imiți felul de a vedea poate lumea, dar este periculos ca să te îndrăgostești într-un scritor și aceasta cred că e o lecție importantă, ca să nu te îndrăgostești. Și cei ce am admirat eu cel mai mult la ei a fost anume pasiunea și disciplina cu care acești scriitori au mers pe această cale a literaturii. Și proiecte viitoare, cât de dificil este să te lansezi într-un nou proiect după o carte atât de importantă în care ai pus totul? Este destul de dificil. Întotdeauna pentru un scriitor se spune că cel mai greu e să scrii a doua carte. De asta probabil vine și mie greu ca să vin cu a doua carte. Încerc acum să lucrez la ceva, dar se spune că prima carte poate fi o coincidență, iar a doua carte este testul cel adevărat.
Și nu e ușor să scrii o carte, pentru că o carte nu se scrie din inspirație doar sau, nu știu, din visare. E foarte multă muncă, trebuie să te așezi, trebuie să scrii, ai în fața ta o mulțime de alegeri și o alegere o exclude pe alta, o temă o exclude pe alta de multe ori și respectiv e un proces destul de complicat, dar la moment încerc să lucrez la ceva. La o serie de povestiri, poate. Povesteai mai devreme despre experiența ta de studiu și de muncă în mediere interculturală și din perspectiva activității zilnice într-o structură care se ocupă de proiectele pentru femei. M-a interesat dacă experiența ta și formarea ta te-a influențat cumva zona literară și dacă te inspiră mai mult temele universale sau te uiți mai degrabă la povești circumscrise într-un spațiu și timp anume. Experiența mea de peste hotare sau în mediere culturală, masteratul meu, m-a schimbat foarte mult ca persoană. Deci eu am fost un om până în acel moment și după acel moment am fost cu totul altcineva. Deci eu cred că acesta a fost unul dintre momentele eveniment din viața mea, pentru că am început să privesc lumea cu totul cu alți ochi. Tot atunci m-am gândit în serios că aș vrea să scriu. Și chiar fiind în Franța, în ultimul meu an de masterat, am început să scriu. Am scris ce-i drept un roman care nu valora nimic, dar a fost nevoie de acest exercițiu ca să antrenez scrisul, după care eu m-am întors în Moldova și am reluat acest exercițiu de scris și am scris Orașul Promis. Și da, pentru mine această experiență probabil a fost una dintre cele mai importante, pentru că m-a schimbat și pe interior, dar și m-a adus pe această cale. Cât despre istorii, eu sunt întotdeauna interesată de istoriile personale, pentru că mie îmi pare că literatura de multe ori are rolul de a adăuga ceea ce nu poți să găsești în cărțile de istorie, spre exemplu, sau în rapoarte sau în știri. Literatura adaugă detaliile, literatura te invită să intri în casă, să intri în capul personajelor, să vezi toate grijile lor, să vezi prejudecățile lor, să-i descoperi, să intri în patul lor. Literatura are acest rol unic pe care nu-l are nicio altă artă. Și pe mine mă interesează anume istoriile personale, pentru că de multe ori, printr-o istorie personală, poți la un nivel mai mare să arăți și istoria unei țări sau istoria unui continent chiar. Márquez, prin familia Buendía, a arătat nu doar istoria familiei Buendía, dar istoria unui întreg continent. Și ce legătură simți că ai tu cu rădăcinile tale și cu țara în care trăiești? Am avut o lungă perioadă în care vroiam să tai toate aceste rădăcini. Probabil orice om are în viața lui această perioadă în care vrei să fii dezrădăcinat, vrei să pleci, nu vrei să ai nicio legătură, vrei ca toate lucrurile să înceapă de la tine. După care, în ultimii ani, mi-am dat seama cât de greșită este această abordare, pentru că nu poți să ajungi nicăieri și să ajungi nicăieri în sens inclusiv mental sau în sens personal, intim, pentru că întotdeauna trebuie să vii de undeva. Și
Dacă tot am vorbit atâta de Marchez, că nu m-am așteptat să vorbesc atâta despre el, chiar el zicea că vii de acolo unde sunt mormintele și este important ca să știi unde ai mormintele. Și eu simt o legătură foarte strânsă cu Republica Moldova. Am avut momente în care nu am înțeles-o, am avut momente în care am criticat multe situații, dar atunci când încerci să privești sau să înțelegi, îți dai seama că unele lucruri au fost, s-au întâmplat în felul în care s-au întâmplat, pentru că au existat momente istorice, au existat momente dificile și nu a fost posibil altfel. Dar eu cred că e importantă această legătură cu țara ta, cu pământul tău. Cum este mediul cultural actual de la Chișinău? Ești prezentă în lumea literară? E foarte efervescentă? Te simți bine acolo? În ultimii ani e o lume culturală destul de activă, există o comunitate destul de mare de artiști, se întâmplă evenimente, se întâmplă festivaluri. Ceea ce îmi place mie, mai ales în literatură, dar dacă e să vorbim că nu doar literatura, este și muzica, și teatru, și filmul, se întâmplă lucruri care nu putem să spunem că țin doar de Chișinău, adică sunt cărți sau sunt evenimente ale spațiului românesc, ale contextului românesc. Da, se întâmplă în limba română, se întâmplă în România, se întâmplă în Republica Moldova. Anul acesta a fost prima ediție Filit, care a avut loc în paralel și la Iași și la Chișinău. Zilele literaturii române, care invită autorii români la Chișinău. Autorii români se publică atât la Chișinău cât și în România și invers. E o comunitate tot mai mare, tot mai activă și da, eu cred că sunt prezentă, avem multe evenimente la Chișinău. Chiar săptămâna viitoare o să merg în satul meu să lansăm revista Timpul, pentru care am acordat un interviu destul de amplu, dar și să facem o prezentare cărții, ceea ce mă bucură pentru că nu am fost acolo vreo 10 ani. Și am mare emoții când m-au invitat și mi-au propus să vin. Am fost un pic speriată, nici nu știam ce să răspund, dar după asta mi-am dat seama că o să fie o experiență destul de interesantă. Vreau să te întreb de asemenea, dată fiind experiența ta în publicistică, în jurnalism, de asemenea, a fost dificilă dedublarea aceasta, adică schimbarea stilului de la stilul jurnalistic în care să surprinzi esențialul la lirismul profund al operei tale literare? În general, e foarte greu ca să trăiești, spre exemplu, doar din literatură sau doar din artă. Și practic orice artist din Republica Moldova, dar e valabil și pentru România, dar și pentru alte țări, inclusiv pentru Spania, rar cine trăiește din cultură respectiv, toți artiștii mai au job pe lângă asta. Și eu cred că e grea întotdeauna această dedublare, pentru că ar trebui să faci ceva și la un moment dat să te deconectezi, să te conectezi la cu totul altceva. Eu am permanent acest conflict și l-am avut pentru că eu lucrez la UNICEF în Chișinău și după UNICEF, care e cu totul altceva, e cu totul un alt domeniu, ar trebui să mă conectez la literatură, să mă conectez și să mă concentrez la scris, spre exemplu, ceea ce este foarte, foarte greu. Jurnalismul mi se pare că e domeniul cel mai apropiat totuși de literatură. În jurnalism ai și posibilitatea să explorezi unele teme. Desigur că jurnalismul e mult mai superficial decât literatura, dar în același timp descopere povești, te înveți să spui o poveste într-un spațiu destul de scurt și cred că jurnalismul pentru un scriitor este un plus
pentru că te învață niște lucruri. De multe ori te învață ca să vezi ceea ce este un plus în povestea ta, să scoți detaliile care nu sunt necesare și care nu adaugă nimic la această poveste. Și în final, un gând pentru publicul spaniol, pentru cititorii tăi din spațiul hispanic, ce crezi că ar trebui să caute sau cu ce să rămână din lectura cărții tale? Am avut emoții mari când cartea a ajuns în Spania, pentru că Spania este o țară cu tradiție literară și cititorii de aici au deja o închipuire ce este literatura, au și o închipuire despre ce este literatura română și recunosc că eu am fost foarte emoționată. Pentru mine e important ca ei să citească cartea. Cartea mea nu este o carte ce te învață ceva, că am fost de multe ori întrebată ce ar putea să ne învețe această carte. Am ajuns la final, ce mă învață această carte? Nu toate cărțile au menirea ca să te învețe ceva. Cartea mea este una care face autopsia unor lucruri, face autopsia unei pierderi, face autopsia unei singurătăți și ea a fost un răspuns personal pentru mine însă. Pentru mine e suficient ca cititorii, după ce au citit cartea, să o recomande. Cred că atunci e un adevărat succes. Și cu această ocazie aș vrea să mulțumesc foarte mult traducătoarei cărții Mariana Ochoa de Eribe, pentru că unde nu am fost, la Barcelona, la Valencia, am citit în postări pe rețelele de socializare, toată lumea o menționează pe Marian, ce traducere excelentă a făcut, cât de bine a tradus cartea, cât de multă încredere are publicul spaniol în Marian, dar și, desigur, editorului Enrique Redel, că a avut încredere să traducă această carte. Pentru mine e un credit de încredere enorm, mai ales că în catalog au deja doi autori bine cunoscuți publicului spaniol, Mircea Cărtărescu și Tatiana Țibuleac, doi autori care au fost și sunt fenomene editoriale în Spania. Și eu am înțeles că unde nu merg, aud despre asta și că există anumite așteptări sau chiar am citit, scriau dacă este din Moldova, de unde este Tatiana, pe jumătate mie deja îmi place cartea asta, înainte de a citi cartea, adică și eu mi-am dat seama cât de important este să fie cineva tradus înainte și în general o traducere trage din urmă și alte traduceri și acest drum care a fost bătătorit de alți scriitori înaintea mea e un lucru foarte important pentru că cititorii spanioli au deja niște așteptări de la literatura română și ceea ce am observat eu au o impresie foarte bună și le place literatura română, o caută, o explorează, sunt curioși, dau întrebări. La Valencia au venit cu cartea mea plină de notițe. Noi am avut o discuție de vreo 30-40 de minute, după care vreo 40 de minute au tot pus întrebări și pe mine acest lucru m-a surprins foarte mult. Așa este, suntem foarte recunoscători publicului spaniol pentru că există această deschidere extraordinară față de literatura română și din partea criticii și din partea jurnaliștilor și din partea cititorilor care de fiecare dată când apare o carte nouă tradusă întâmpină cu entuziasm și sunt într-adevăr se simte o conexiune specială cu literatura română. Nu ne rămâne decât să recomandăm această nouă traducere, La Ciudad Prometida, Valentina Șerbani, editorial Impedimenta, cu traducerea minunatei Mariana Ochoa de Eribe. Vă mulțumesc și eu și mulțumesc Institutului Cultural Român pentru că mi-a oferit această oportunitate de a veni și de a prezenta cărțile în Spania. Cred că e ceva, un lucru foarte prețios pentru un autor emergent sau pentru
un autor la început de cale. Aceste evenimente sunt o piatră de temelie pentru cariera unui scriitor și vă mulțumesc pentru aceasta. Mult succes și la cât mai mulți cititori! Miradas a România, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor.